patra ediție a campaniei de donare organizate de Roata de Foc, ceea ce ne bucură și ne ajută extraordinar de mult în recoltarea de produse de sânge pentru Centrul de Transfuzie Ploiești. În ultima perioadă s-a înregistrat o scădere a numărului de donatori care se prezintă la Centrul de Transfuzie, iar aceste campanii sunt o adevărată au un adevărat beneficiu pentru centrul de sânge, pentru că ne ajută să realizăm stocul de sânge necesar pentru spitale. Le mulțumim tinerilor inimoși care au făcut mobilizare și au realizat această campanie în Câmpina, pentru că este nevoie de ei ca un exemplu și cât mai mulți și din alte orașe să organizeze asemenea campanii. Este o perioadă când toamna oamenii care muncesc mai ales în agricultură și care sunt donatorii noștri de bază nu pot să vină pentru că sunt ocupați cu muncile câmpului și dacă anul trecut aveam 100 de prezentări la centrul de transfuzie, anul acesta am avut o medie de 50 de prezentări, ceea ce este foarte puțin. Campaniile astea sunt ca o adevărată infuzie pentru centrul de transfuzie. Le mulțumim și invităm și pe alții să le ia exemplu. Avem campanii și cred că vom dezvolta cu școala de poliție din Câmpina, cu care avem de asemenea o tradiție. Am mai organizat campanii la Spitalul Câmpina, dar mai de mult la fabrica San Confint, care ne-a ajutat de asemenea, dar băieții de la Roata de Foc sunt cei mai buni organizatori. Le mulțumim, le dorim succes și alții să le urmeze exemplu. Am încercat să promovăm și donarea bonului benevolă. Cei care donatorii primesc 7 bonuri și tichete de masă, cei care vor le pot dona și pe acelea, iar noi o să le folosim pentru următoarea campanie socială, pentru susținerea următoarei campanii de donare de sânge.